Bună ziua, sunt Gabi și vrem să vă prezentăm cum niște muște artificiale și să prindem clean la pipăit, la muscă. Suntem pe râul Doamnei, am prins și o lăcustică mică, naturală, ca să stimulăm puțin cleanul, aruncăm puțin pe apă, să facem puțin activ. Merge puțin la locul de pescuit în pădure, am aranjat totul, am găsit peștișorii, care e primul pas. Deci găsim locurile unde stau ei. Apoi ne pregătim și încercăm să-i păcălim la muscă artificială. O să folosim tehnică la pipăit. Jucată musculiță pe apă artificială, cu plumbul la 60 de centimetri. Și să trecem la treabă. Acolo nu o să mai vorbim deloc, pentru că ei sunt foarte prudenți și dacă aud, dispar și nu o să mai prinde nimic. Atunci. Este și jos. Acolo sunt pești. Uite curentul după asta. Și aruncă. Musca? Să vedem pita. Un pic, un pic. Dacă sub apă. Fii atent cu asta. Să nu cadă asta. Să... Hai, dacă se vede așa, o să... Așa, așa. De acolo joc eu, da? Merge puțin cu lemn. Încercăm. Uite, mai și pești.
cădim cu asta, nu. Că oricum se spede după aia. Deci am încercat să păcălim unul mai mărișor, că mulți zic că nu se prinde clean mare la muscă. Ne-am pomenit cu două bucăți în care am păcălit unul. Să încercăm să scoatem de aici. Asta cred că îngheța musca de... Mare, bă! Trate, chiar uita! Deci, tu te atenți, apoi... Lăsăm să-și tot de-am de-o. Că dacă nu avem niciod... Să-i arătăm lui prietenul Mugurel că se prinde și clean mare la muscă. Core bine. Gata, acum este al nostru. Câți centimetri să aibă asta? 20, aproape 40 de centimetri. La gramaj nu știu cât are. Dar e foarte frumos. Ați minte? Să vedeți, povestim aici. Doamne, să vedem. Deci râul Doamnei are și așa ceva pește. Pescuim în zona Coșești, ca să știți dumneavoastră, nu? Și stau pitis pe sub pompa, aici mai patrulează. La început am văzut noi de amicuții. Și acum ne-am pomenit cu de... Nu ne așteptam. Trebuie să-i scoatem musca de mare. Să vedem ce muscă la păcăle. E foarte mică pentru gura lui. Ia uitați că... E un licurici. Dacă leg de 12, cu portocale, cu alt portocale, cu ardepă, unii imită un licurici. El l-a cunoscut. N-a crezut că e așa mare. Ia uitați ce mică e pentru gura lui. El așteaptă un peștișor, o broască, ceva, mănâncă ceva mare, da? Și și-a pierdut el viața. Vă dați seama, antigăie cum e ăsta, cum îl ai și cu e beton. Eu vă doresc fir întins. Vă zic să folosiți această metodă. Am folosit un băț de 7 metri de carbon, musculița, și la un metru am pus un plumb micuț, opritor, și unul de 3 grame care e pulsant, a dus în jos. Și bățul este acesta, ca să poți să ajungi la pește. Bățul este acesta, de 7 metri. Musculița în capăt, frumos, se deschide mai mult, se duce cu atenție să joacă, se ridică și se așteaptă. Și apare ca unul mai mare. Deci muștele le găsiți, o să activez din nou site-ul flyfishing.ro. Deci, o să găsiți toate filmările cu clan și cu alte specii prins la muscă artificială. Și vară și iarna. Vă mulțumesc și vă doresc fir întins.